Dragă Daniela, bună și zi-mi, ce nebunie te apuci să faci astăzi? Salutare, Doina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Nu este o nebunie, este o practică pentru a-ți lecui sufletul, dacă pot să zic așa. Astăzi vorbim despre terapie cu virgulă cuie, dar mai multe detalii alături de mine, pentru mai multe detalii alături de mine o am pe Catinka Buga, ghidul sufletului nostru, al tău, al meu, al oricui poate fi, pe care o salut cu mare drag și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să discutăm în această seară. Zi-mi, te rog, despre practica de a sta pe cuie. Ce înseamnă, cum funcționează și care este legătura dintre subconștient, conștient și statul pe cuie? Salutare, dragii mei! Mulțumesc frumos și pentru invitația ta. Cuiele vreau să vă le arăt, să nu credeți că este o minciună. Sunt foarte ascuțite și tot chiar doare, cu siguranță. Apropo, Daniela o surce astăzi pe cuie, deja am convins-o. Aha. Cuiele sunt foarte ascuțite și care este magia lor? Este atunci când tu urci pe aceste cuie, este foarte important să pui intenția. Da. Să înțelegi pentru ce tu urci pe aceste cuie. Atunci când tu știi pentru ce urci, mintea se liniștește. Urcând pe ele, este dureros. Nu avem cum să ascundem, da, dar durerea este direct legată cu intenția ta. Da. În cazul în care tu, de exemplu, intenția este că vrei să fii fericită. Da. Și ai foarte multe frici, blocaje, că să fii fericită nu este bine, că o să fii bârfită, singură, lăsată de oamenii dragi, că nu o să mai vorbească nimeni cu tine, sau foarte multe convingeri limitative, negative, care omul cumva rămâne acolo. Da. Acestea energetic sunt niște blocaje. Când tu urci pe cuie, corpul le arată și le activează toate aceste blocaje. Asta și este durerea. Da. Pentru că dacă tu îți pui o misiune care nu ai frici pe acest drum și blocaje energetice, nu o să te doare deloc. Am avut cazuri foarte multe în terapie, când omul își pune intenția, nu-l doare deloc și își pune cu totul altă intenție și are o durere că nu poate suporta. Da. Ce se întâmplă? Mintea se deconectează. Omul începe să simtă activarea energiei în tot corpul, pentru că cuiile este pe lângă terapia care eu fac discutând cu omul și lucrând la un nivel subconștient. Da. Aceste cuii activează energia în toate organele, circulația sângelui și e foarte sănătos absolut pentru foarte multă energie, circulație și oamenii după această practică îmi zic că parcă s-au trezit, pentru că încep a avea foarte multă energie și nu se mai pot opri. Apropo, am avut pe cuie, cea mai în vârstă doamnă, a fost de 64 de ani. Și cum a reacționat? Extraordinar. Sincer, am lucrat cu ea inițial, energetic, psihosomatic, ca să pot să o aduc la cuie, să văd cum o spată, pentru că mă gândeam că nu știu, o să reziste sau nu în cel mai frumos mod, sau o să o doare enorm de mult. Și când a urcat pe cuie a fost extraordinar. Super. Extraordinar. Da. Doamna a zis că, bine, a zis, și-a luat cuie și le practică acasă, pentru că cuiele acestea puteți să le practicați și voi singuri. Da. Dar ca să puteți să le practicați, cum le zic eu corect, trebuie să vii la un ghid, să vezi prima dată cum este, cum are loc și după poți să faci și acasă. Și o întrebare după care să încercăm. Sunt contraindicații sau sunt persoane care nu au voie să urce pe cuie și care este situația aici? Bine, sunt oameni care nu au voie să urce pe cuie, care au probleme de alt gen. Ok. Cum ar fi? Mentale, okay. Fizice în corp, da? Da. Acolo, da, cu siguranță. Dar un om care este sănătos, la nivel de minte, corp fizic și conectare cu el, sigur că poate să urce. Chiar dacă omul are o boală la nivel fizic, poate să urce pe cuie. Pentru că, din contra, se activează, noi lucrăm conflictul care a dus la asta și se începe rezolvarea acestei probleme. Înainte ca să ne conectăm, Cristina m-a anunțat că nu sângerează. Nu, Doamne, deci absolut că nu. Asta este o practică foarte veche, care se face în toată lumea. La noi a venit mai târziu. Apropo, da, e ceva mai nou pentru... Este placa Sadu, care este cunoscută în toată lumea, absolut. Așa este. În orice practică spirituală, ea este cunoscută. În toate școlile de yoga, ea este cunoscută. În toate școlile ezoterice, ea este cunoscută. Și? Vrei să urci? Da. Hai, puneți-o intenție. Puneți o intenție, poți să zici cu voce, poți să zici în gând, cum vrei. Ca să depășesc Pune mâinile. Frica, vreau să depășesc frica de a urca pe ele. Dar sunt pregătită pentru asta. Eu vreau să pui o intenție, o dorință de-a ta. O dorință? Ce vrei tu cel mai mult în viața ta? Ah, Doamne, să fiu mereu fericită. Să fiu fericită. Să fiu fericită. Să primesc în viață tot ce am nevoie, cel mai bun pentru mine.
Așa. Cel mai bun pentru mine, zi asta. Vreau să primesc tot ce este mai bun pentru mine. În viața mea. În viața mea. Să fiu fericită. Să fiu fericită. Și pentru asta? Și pentru asta. Eu stau astăzi. Pe cuie. Pe cuie. Minimum un minut. Hai, respiri adânc. Doamne. Și urci. Poți să te rog la oră să fie un minut, că intenția am pus-o pentru un minut. Okay. Așa, respiri. Așa. Și acum vede-te cât de fericită tu ești acolo. Vede cum ai tot cel mai bun în viața ta. Pentru că meriți. Doare. Dar meriți să ai tot cel mai bun în viața ta. Cu siguranță. Doare. Un minut o să stai, te uiți la mine ochi. Și acum simte că ești copilul iubit al Universului. Și că în viața ta se întâmplă tot în cel mai bun mod pentru tine. Mă ia în și în călduri. Cel mai frumos mod pentru tine. Mai mult decât ai putut să visezi vreodată. Vede cum abundența intră în tot câmpul tău energetic, în corpul tău fizic, în mintea ta și în sufletul tău. Primește această abundență cu încredere și cu multă iubire. E fierbinte. E fierbinte. E foarte fierbinte. Deci... deja este un minut? Wow, felicitări! Ah, mulțumesc! Poți să mai stai dacă vrei? Pot să și cobor! Zi-mi, te rog, doare la fel ca cum ai urcat sau deja este mai bine? E mai bine. Mulțumesc tare mult, Cătunca! Cu recomand, multă iubire! Recomand și cum coborâm? Respiri adânc și când expiri, așa, bravo! Ah, deci, da, stați să-mi iau microfonul! Wow! E o senzație tare! Chiar e și simt toată fierbințeala în corpul meu. Dar tu știi că acum m-a lăsat? Da. Și mă simt mult mai... Să vezi cât de relaxată. Mult mai moale, știi? Și după asta. Wow, ce chestii. Și cum începi să privești lucrurile altfel, pentru că corpul tău are ca o curățire. Cum noi facem curat în casă, în lucruri. Ce facem noi cu corpul nostru? Da. Fiind toată ziua în stres, în lucruri care trebuie să le facem, în rutina asta zilnică, vrem noi sau nu vrem, ea este. Da. Așa că da. Practicile astea te ajută să faci așa un restart. Super, mersi mult pentru un început. Și cu siguranță o să continui pentru că, în primul rând, am luat-o ca o provocare. Și în al doilea rând, cu siguranță fiecare aveam niște gărgăuni acolo care nu ne lasă mereu în pace. Dar eu îți mulțumesc foarte iubire. Mult. Și mâine o să povestim celor de acasă mai multe informații, pentru că o să rămânem aici să vă mai oferim mai multe detalii. Doina, dragi telespectatori, revin la voi, revin la cei de acasă. O seară frumoasă să aveți și cu inima împăcată de fiecare dată. Mulțumim frumos, Daniela!